Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog pe canalele mele de YouTube, care sunt mai multe. Vreau să postez pe Hoinar prin lume. Astăzi, dragilor, o să mergem într-o expediție iarăși și mai exact pe Transfăgărășan, că n-am fost niciodată acolo, să vedem cum se prezintă. O să vizităm numeroase obiective turistice de acolo și nu numai. Așa că rămâneți aproape pentru a vedea noua noastră expediție. Ia uitați ce am pus. Du-te. Ce? Chiar pe Transfăgărășan n-am fost niciodată. Ia uitați-o zânsorită, numai bună, de plecat. Rămâneți aproape că urmează locații de vis. Dragilor, în drum spre Transfăgărășan, îmi zice Deni, da, pe mare numai și stăm la cazare astăzi acolo la Sibiu. Și mi-a venit mie ceva în cap care tot vreau să ajung și să vizitez mai de mult, și anume Giurgiu Băi și obiectivele din jurul său. Așa că acum suntem aici într-o parcare pe autostradă aproape de Sebeș și mergem către Giurgiu Băi și după aia de acolo mergem la Sibiu. O finită bele romane, cascada Clocota, stațiune în Giurgiu Băi, cum se prezintă în 2024. Așa că rămâneți aproape să vedeți. Deni, mai comentez că dormim în apartament. Nu, mă atât ziua. Salută urmăritorii. Supărat. Da. Dragilor, acum intrăm și aici în gel mare, ceva sat înainte de Giurgiu Băi. Satele din preajma Giurgiu Băi. Ce faci, amu? Construcție de case, stil vechi. Nu, sunteți cu mința, amu? Amândoi. Tocmai ce acum abia am intrat în satul Giurgiu. E frumos, e aranjat, e colorat. Și acum ne îndreptăm spre Giurgiu Băi. Să vedem băile romane. Și de acolo mergem mai departe la o peșteră și la cascada Clocota, care se află tot aici în Giurgiu Băi. Uitați ce stil de construcție, curat, aranjat, tot, okay? Tot frumos, cum să cac, cum să cade. Ce semna pe casa? E un trifoi, mă? Cu patru foi. Giurgiu, Giurgiu, Giurgiu Băi. Aici mai sunt și băi. Și în ziua de astăzi aici un strand. Aici în Giurgiu Băi, dar numai cum dau bazine. Stil bătrânesc. Nu-i pentru tineri, dar nu, care vrea să se relaxeze departe de agitația aia multă, unde se îmbulză, stăiți, haideți. Acum intrăm în Giurgiu Băi. Asta e stațiunea.
hai să vedem cum arată stațiunea aceasta frumoasă, fost orășel roman, cum se prezintă în 2024. Vin de anunțul de cazări. Peste 200 de metri, la sensul giratoriu, urmează prima ieșire spre strada Germisara. Scuzați-o pe Ioana. No, de aici știi cumva, pune să mergi la băi. Am uitat în jos, ai? A, nu. Ai, în jos, că mi-a duc aminte din urmă. Ce s-a întâmplat? Am ajuns și la stațiunea Gioagiu, băi, să mergem să vedem pe unde se ajunge la băile romane. Aici, asta e o statuie. Tu, Doamne, e o stațiune cu multă istorie. Istorie romană. Cum facem să ajungem acolo? Virează la dreapta pe strada școlii, DC 30, apoi vei ajunge la destinație. Dacă unde o să virez? La dreapta. Grota Haiducilor Termale Romane. E, unde e Roman Termal Bac? Încolo. Încolo, și Grota Haiducilor. Da. Grota Haiducilor Termal Roman Bat. Aici, așa e? Stânga, se cheamă așa, stânga și dreapta. Ce trebuie, mă? Aici ai, vezi? Aici e strandul. Asta e strandul. În sus. Bun, încolo, nu e încolo. Nu, trebuie, nu știu. Merg vreodată la grota asta. Aici cred că trebuie clinică. Pe jos trebuie să merg. Pe jos, așa. Strandul, am impresia că 33 de lei, fraților. Grota, acolo. E grota. Acolo sau acolo? Sau fac acolo? Nici. E grota, hai duci. Am jos. Trebuie să luați o mașină undeva parcată. Să lasă aici, la grăjeală. Ce? E, cred că mi-a ales femeia asta dezbrăcată. Să nu uit pe asta. Da, dragilor, am scos din jocul ăla cu Hercule. Mergem spre grota Haiducilor aici la Gioagiu, băi. Sau Gioagiu, bine, da. Nu. No. Cine e așa trejerie? Cine e așa trejerie? Hai, mă. Oh, schimbă, că mergem după aia. În drum spre grota Haiducilor de aici, de la Gioagiu. Păsări. Construcții abandonate sau părăsite, nu știu ce e pe acolo. Uitați ce păr vulvor este în cap.
Acolo nu ia, cred că e. Ia uitați, am ajuns și aici la grotă, un masiv din piatră. Câteva informații despre grotă pe panoul ăsta putem găsi. Uitați. Asta e intrarea în grotă. No, hai cura să intrăm. E blică, că mi-e frică. Mi-e frică. E grotă. Tu ce? Tu ce? Primul, dar nu mă duc mâncat așa. Să mă duc puțin cu Bobriana, mă duc singură. Mă duc ce? Și îți filmez. Trebuie să nu țin mâna pe microfonul. Nu să am fugare, sunt jos. Să văd eu piatra acolo. Mi-e frică de sare careva. Uite tu că nu-i nimeni. De-și lileci. De-și lileci. Nu, să nu uite. De șerpi. Pornită filmarea, de mor, mor. Să nu mai mușcați. Da, atâta, ui, poți să intri. Mai uite-te în stânga, pe acolo, mai să intrare. Nu, atâta-i, asta-i. Ha? Atâta-i, mă. Da, hai, să vezi. Aici, cred că stăteau ei. Unde mai jos? Hai încă. Haideți cu Briana. Aici, cred că își făceau ei foc. Sau ce Dumnezeu? Atât ai. Ce fain ești titlul ăla. Așa-i? Mamă, nu ai ales-o, mamă. Ce? Ce ești, mă, tu? Da, ești. Nu, hai, Ale, hai. Hai că nu te-ai
interesante fiecare. Dar scrie și ceva acolo. Ce? Nu știu, nici ce să amnesc. Stai să mă duc după Alisul. Nu mă înapoi, mă. Interesant, foarte interesant, rota asta. Ți-a plăcut băut? Da. Ha? Mi-a făcut că să nu mai știu ceva pe acolo. Asta va să mă ce ca mea. Unde vei te vezi pizza? A vezi de unde? Da. Atât ai. Te-ai gândit că să ne pare să de mână. Asta nici asta pe acolo. Și hai, dar să luăm și un pic stațiunea băile George Băi la pas. Să vedem și noi pulsul, că e destul de multă lume. Am văzut când am venit o grămadă de mașini. Acum mergem să vizităm băile romane. Unde se scăldau romanii când stăpâneau acest teritoriu. Aici se relaxau. O să vă arătăm imediat. Ba da. Ba da. Da, cred că intrarea e mai jos. Ba, aici e. Aici, în dreapta, e, auzi, strandul. Ha? Ce? Ce-i plăcea la bietoale, Sica, acum să se scalde și un pic în apică? Cazare, ne. Aici e centru. Suntem în centru stațiunii Gioagiu. Ia uitați aici intrarea la strand. Băile daco-romane. Termele romane. Unde? Aici. Să nu zici că nu putem intra și să închisă. Nu, că e deschis. Vai, ce mi-a stat inima. Cât un puri ce mi s-a făcut. Păi gata, e zară. La picioare, uite ce bine. De ce? Că pot fi greu și pot pica. O scris. Ții acolo. Pe unde să mai... Aici. Pe sus. Hai, dar să o luăm la pas. Hai, dar să o luăm la pas. Hai, ce transpiră, Alessio. Ce transpiră. E pe timpul ăla. Hai. Unde e gaura aia mare? Aici trebuie să fie. Să vă arăt acum locul pe unde se scăldau romanii. Aici ai? Aici, pe aici să coboară dacă vrei să mergi lângă ele.
Și pe aici trebuie să coborâm în jos, știi? Las că-ți trimit eu. Și ia uitați celebrul loc. Hai că după aia trebuie să meargem până jos, să coborâm pe acolo. Pe acolo, pe-n față. Aha. Da. Aici este locul unde romanii se relaxau după luptele ce le duceau. Foarte interesant. Mergem acum și găsim partea de jos. Hai mă. Coborăm și noi acolo jos lângă. Ha. Da, nu mă aștepți. Unde ești? Cum ai ajuns acolo, botul ăla? De ce să uită fetii? Haide să vedem cum e și pe interior. Hai mă. Hai mă. O, bă, dar aluneci. Aluneci. Pot. Pot. Dacă putem noi cu alesică. Auzi? A. Am lăsat acolo, la intrare, că te-aș o țăpa pe jos. Stai, Alex, o căpici. No, cum facem? Mă duc înainte? Sau duce tu? Du-te tu. Ce? Hai el tu. Hai ce pute, hai el. Dă-i mâna la măta mea. Hai. Hai. Insula Macu aici. Aici. Da, nu, pe acolo, scârmile. Ce? Ah. Da. Acum. Nici aici. Upa. Nici un pic. Nu, aici, așa, întoarce-te. Să te lângă soială. Da, bă, te vede.
No, cum facem să ne facem cu... De aici, de... știi? Sau, nu, hai stați voi aici în apă ăsta. Da, hai să vedem ce-i pe aici, măi, copile. Ia uitați. Incredibil. Incredible. Ce peșteră și-au făcut nebuni. Ha? Ce peșteră și-au făcut nebuni. Așa e? Nicola, bă, ce... Nu curăța un pic. Nu mai. Na. Hai, mă. Și am coborât și aici la... subsol. Da. Hai să vezi. Apa asta. Dragilor, asta e un fel de insula Mako. În România. Așa că parcă cu gaura asta rotundă deasupra așa seamănă. Eu cred că e căcat această cacă, tu, oameni. Fai. Hai, pe aici atât rota mea, fiți. Vă dați seama ce structuri. Dar cum o săpat aici, aia? Aulai. Hai, te-te-te-te! Ce se bucură ea! Bă, ce mânci? Aia, am crezut că mâncă ceva de pe jos. Ce psului, aici ai zis la mea acolo. Aici, cred că a stat pe zoa, să se roate în nisip. Hai de mine, da. Hai că vin. Să vedem. Uite cu blițul. E în fundătură. Mm. Pa, e robuc. România. Domnul, e fer să intrați aici. Dacă veniți pe la băile termale de aici, de la Romani, de la Gioagiu, să nu intrați în tunelul ăsta fără mască. Dacă nu vreți să vă dați mațele. Da, hai să fugi roata. Unde ești, mă? Da, astea sunt băile termale romane. Deci dacă am intrat, hai să și ieșim cumva. Unde?
Hai să-ți fac o poză, întoarce. Nu cumva să alungeți cu tăcu Briana. Atât am eu probuit după aia. Te duci tu prima să le ai pe Alessio. Te duci tu prima să le ai pe Alessio. Aia, pe nu-i țapă, nu știu cât. Nu știu, e făcută din sare, din ce-i? Pune limba. Să pun limba? Da. Da, acestea au fost și băile dacice, de aici de la... Băile dacice, auzi, băile romane, de aici de la Gioagiu. Aha. Orice strâmtă intrarea. Uitați pe unde trebuie să intri. În găurica asta și gresia asta lumnecă. Da, ne. Până hudele astea trebuie să intrați. Hop. Nu, nu, du-te de înainte. Da, nu mai ușor ești pe acolo. Nu, nu, hai pe aici atunci, aia. Pe aici cred că bot. La revedere, băi romane, de aici de la Gioagiu, băi. Dă-mă mâna, bă. Oare ce mai putem vizita aici, cam atâta? Am vizitat grota, băile, strandul. Cam atâta, cred că. Ce mă dore mâna cu Brenna. Nu, hai să caiu. Cum să fie grepă tu, că asta ai zis tu? Balonașul ăsta. Hai, cum să fie grepă? Ei, nu știu, dragilor, dacă mai putem vizita ceva aici, în stațiunea Gioagiu, băi. Aia, dar pe aia, nu e aici. Pă, părculețul, foarte ai centru și cam atât. Doar de aia multă lume. Da, și am uitat să vă spun, aceste băi romane datează cam de 300 de ani, cam așa. Hai să dăm o tură, să vedem ce-i pe aici. Să vedem prețurile. E, cum aveam eu la Bora. Știi? Da, da, ți-am zis. Ce e? Urgoșele? Nu, intrare la stradă. E, hotel, da, 130 la video, 180 la cameră. Cât e? 45 de lei. Deci da. Cam 45.
nu știu ce să zic, pe o stațiune ca și Giurgiu Băi, cam scump 45 de lei. Și ai, Deni? Ha? Pentru stațiunea asta cam scump 45 de lei. 45? E, intrare la strand e adult. 45 de lei în 2024. De copil? Cam scump. Și ai? E magnet, cât ce are pe un magnet? 4, 5, 4. E, mă, vezi, mai știam eu că ia să zice. Mi-am luat și un magnet, 5 lei. Acum ne îndreptăm spre cascada Clocota. Da, pe unde? No, cam atâta e stațiune, așa e? Da. Hai să mai dăm o tură pe aici. M-a sunat Dana, oare să-i răspund? Fier 6 lei, bere la halbă 6 lei, nimeni așa e mult. Hai să mergem înapoi. Deci, dragilor, cam asta e cascada, auzi, mă, eu că nu știu ce cum i-am lăsat, mi-e foame, oare? Stațiunea Giurgiu Băi. Următorul obiectiv, cascada Clocota. Rămâneți aproape. Da, dragilor, am ajuns aici la cascada Clocota. Ia uitați ce frumusețe a naturii. Da, cu mușchii acest acolo pe pereții cascadei, pe pietre, îmi dă impresia de jungle. Vouă nu? Ia lăsați în comentarii. Frumos. Aici în față avem și grill pentru cei care vor să servească ceva de mâncare. Ce face fetița? Acum povestește cum ce se simte ea. Da? Și aici e faină cascada asta. Ha? Da. Thank you.
Nu. Hai, da. Da. Ha? Îl pun cu Briana la poză. La ce? La poză. Numai tu? Cu ea? Da, e întâlnit. În loc să ne punem toată familia, numai tu cu ea spui. Păi, fetițele, ca orta. Da. Și cu noi? Tu spui cu Alesiu, eu îmi pun cu Briana. Nu! Te-ai zis că eu le pun cu Briana. Și cu noi? Cu familia trebuie să spui. Asta îmi pun. Ha? Îmi pun, îmi pun. Cu familia? Dar îmi place, da. Dar cu familia? Da. Auzi? Uh-huh. Prieteni, aceasta a fost și cascada Clocota, de aceea de la Giurgiu. Băi, și noi mergem mai departe. Noi mergem mai departe spre Sibiu. Da, spre Sibiu. Vă pup și rămâneți aproape, ce mai sper că vine pe altceva. Și după am ajuns și aici la cazare. Uitați ce parcare mică mi-a dat aici, că mașina mai cucură în drum un pic. Așa, ăsta e blocul, nu știu cât se vede de bine. Hai să încercăm să mergem. Vini tu. Hai, Doamne. Hai să vedem cum ajungem sus. Ia uitați ce apartament unde am nimerit. Este ceva bloc nou, dragilor. Hai să vedem cum arată și apartamentul. Suntem la el. Așa e? În gust. Asta e dur. Ia mai cum urcă ca maimuța. Hai, da, mă. Hai, tati, bravo! Hai! Apartament, păi, ești. Hai, mă! Hai, da! Apartament! Care-i tu? Hai da, hai sus, mă. Nu, că mă bate la mă. Bate la mă, mi-e la ușa. Nu ți-e duc. Să băgăm și codul la seif. 1, 2, 9, 8. Am deschis safe-ul, luăm cheia. Du-te și aprinde becul. A uitat în camera. No, ce părere ai de mine? Bine. Ce părere ai? Aici avem un hol mare. Un hol mare la intrare. Fain. Fain, mâncața. Nu uitați, la 140 lei pe noapte, uitați ce primiți aici la Sibiu. Ha? Să ai de fain. Televizor, uitați. Ce masă faină. Pară de aer condiționat, mobilat frumos, bine.
să merită băut. Scopul. Ha? Nu-i fain. Sau ce, ce bagi de vină? Ce bagi de vină? Ha? Hai să vezi bucătăria ce fain utilată. Și... Ha? Nu. Două pe ori. Uitați ce frigider. Diga, tu! Băut! Băut! Nu mai trebuie să cumpăr bere. No. Și suca, ai din. Dar poate zboare. Bine, că zboare. Vezi? Ai de capul meu. Nu asta, da. Cred că e cea mai faină cazare. Uh-huh. Unde asta până amul. Da. Și-ai? Merită la Sibiu. Da, spat mare. Cea mai faină cazare, mă. Chidula căpătorului. Hai să vă arăt și baia. Uitați. Mare, spațioasă, cum îmi place mie. Duș. La Gresie. Da. Mașina e spălat, liceu. Dar uitați cum arată Gresia. Curat, foarte curat. Haideți la Sibiu, că merită. Care cameră îți place mai mult? Dar care îți place mai mult? Asta sau aia?